Ieri, prin decizia Organizației Municipale a PSD Buzău, consilierul Constantin Florescu a fost suspendat din partid pe o perioadă de 12 luni, fapt care nu atrage însă și pierderea funcției din mini-parlamentul local. Florescu a declarat că nu își va da demisia, în ciuda presiunilor la care ar fi supus. Am fost sancționat de Organizația PSD cu suspendarea un an de zi la calității de membru PSD. Sancțiunea maximă, după ce știu eu, cu constatul. Eu nu pot să-mi dau demisia pentru că aceasta nu afectează calitatea mea de consilier. În continuare, o să îmi exercit atributele de consilier și o să vechez la legalitatea și la modul cum se cheltuie banul public. Cele mai multe contre între Toma și Florescu au fost pe tema înființării unei societăți de către Transbus și Urbis, cu scopul de a majora capacitatea de producție a stației de asfalt. Dezbătut intens în ședințele trecute, proiectul de hotărâre legat de înființarea firmei nu a primit aviz de legalitate din partea prefecturii. E un moment de răscruce. Culmea este că nu... Prefectura nu a luat în calcul niciun cuvânt din ce a spus domnul Florescu, marele nostru guru în ceea ce privește calitatea, ați vorbit, vorbim. Vă rog să nu rupeți. Dumneavoastră aveți calitatea de invitat, nu sunteți membru consiliu, președinte de invitat. I-a dat cuvântul domnului primar. Păi m-aș jignesc și să... Nu m-aș jignit, deci i-a dat cuvântul domnului primar, vă rog să închideți microfonul, are cuvântul acum domnul primar. Deci, prefectura nu a reținut opiniile domnului Florescu, drept urmare, nu ne-a dat aviz pe legalitate, ne poate ataca în contencios, vom merge până la capăt. Păi este o diversiune a doarului etic, prin care nu vrea să dea explicația asupra unei informații foarte grave care au apărut în zona. Faptul că din 2015 este cercetat pentru infracțiuni foarte grave. Domnul consilier, vă rog, nu fac obiectul. După ședință, edilul șef a precizat că decizia de suspendare din partida lui Constantin Florescu a fost motivată de atitudinea fostului președinte al tribunalului din ultimele luni. În mod normal, domnul Florescu trebuia să-și dea demisia. Dacă consideră că este așa de surghiunit în această organizație pe care eu o conduc. Dar este opțiunea dumnealui și nu este treaba mea. Dar nici nu exclude această posibilitate de retragere. Voi analiza și eu mai profund tot ce este scris în statut despre treaba asta și, bineînțeles, voi propune, dacă insistă și văd că insistă, voi propune excluderea dumnealui. Mai mult, Toma susține că Florescu ar fi trebuit să își dea demisia după decizia luată de partid. Pe de altă parte, liderul organizației municipale a PSD se gândește să propună chiar excluderea lui Constantin Florescu.